Numele ei a scris istorie în atletismul românesc și mondial, cunoscând o ascensiune spectaculoasă din momentul în care a pășit pentru prima dată pe pista de alergare. Era elevă la Bistrița atunci când i-a fost descoperit talentul la un cross și a fost îndrumată spre atletism, acolo unde avea să se remarce imediat. Acesta a fost începutul poveștii unei campioane care, de la vârsta de 15 ani, s-a aflat pe toate podiumurile competițiilor europene, mondiale și olimpice, doborând recorduri și oferind performanțe greu de egalat. Acum 25 de ani era desemnată cea mai bună atletă a lumii și a Europei. În plus, a fost declarată de 10 ori consecutiv cea mai bună atletă a României. Vă invit astăzi la Brilliant, la o discuție pe cât de sinceră, pe atât de emoționantă, despre sacrificii, darul providenței, glorie și amintiri valoroase, cu cea pentru care modestia rămâne una dintre cele mai înalte virtuți, Gabriela Szabo. Doamna Gabriela Szabo, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat astăzi invitația mea la Brilliant și mă bucur să vă întâlnesc. Mulțumesc pentru invitație și pentru mine este o mare bucurie și... De ce nu și o mare onoare să fiu în această zi minunată alături de dumneavoastră. La începutul acestei discuții aș vrea să vă întreb dacă vi se face dor din când în când de aceste performanțe, de momentele care v-au consacrat, care v-au propulsat în istoria României și a atletismului mondial. Poate nu dor, dar mă uit cu nostalgie la ce performanțe uriașe a avut atletismul românesc în acea perioadă și... Atlanta, Sydney, să le enumerăm, sunt doar o parte dintre ele, exact, da? Da. Poate chiar Atena, 97, atunci când ați devenit prima atletă din România care aducea aurul de la mondiale. Este adevărat că din 1991 și până când m-am retras din activitate, de la 15 ani și până la 28 de ani, am câștigat tot ce se poate câștiga în atletismul internațional. Știți, unii dintre noi sportivii tindem să devenim campion național și este suficient. Eu mi-am dorit foarte tare să alerg pe marile arenele lumii și să aduc pentru România cele mai frumoase medalii, care sunt cele de aur, bineînțeles. Acele satisfacții, acele împliniri pe care vi le-a adus atletismul au fost direct proporționale cu efortul depus? Da, pentru că știți cum e în sportul individual, munca este una titanică. În fiecare zi trebuie să te autodepășești în așa fel încât atunci când ajungi pe marile arene sau ajungi pe cel mai important stadion ale lumii să fii în cea mai bună formă. Și asta implică poate nu ore de antrenament, așa cum sunt în alte discipline sportive. În atletism ne antrenăm kilometri și atunci, chiar pe vremuri când cineva m-a întrebat câte ore mă antrenez, îi spuneam eu nu mă antrenez ore, eu mă antrenez kilometri și cât de repede alerg, atât de repede trece și timpul. Dacă mă antrenez puțin mai lent, atunci și timpul trece mai lent. Despre toate acestea vă invit să discutăm cât mai pe larg. Încă din copilărie v-ați făcut remarcată datorită pasiunii pentru atletism. Vă mai amintiți momentul în care diriginta v-a propus să participați la primul cross? Aveați doar 13 ani, dacă nu mă înșel. Exact. A fost o profesoară de educație fizică foarte ambițioasă. Ne-a iubit foarte mult și nu numai că ne-a introdus frumos în tainele educației fizice sau în materia de educație fizică, dar ea era foarte implicată și în afara școlii. Făceam foarte multe activități extrașcolare alături de ea. Și este adevărat că în clasa 7, în pauză, m-a întrebat dacă mi-ar face plăcere să merg și să alerg în parcul municipiului Bistrița, pentru că după amiază la ora 2, va avea loc o competiție școlară în parc. Și am zis, bineînțeles, asta să întreb și pe Roxana, asta să întreb și pe Irina, erau colegele mele cu care eu mă înțelegeam foarte bine la clasă. Roxana a fost de acord, Irina mai puțin, cert este că noi două ne-am dus în parc, ne-am lăsat hăinuțele pe bancă, am luat startul, eu am câștigat. Ei, și în acel moment a trecut un antrenor de la CSS Bistrița. Jolt, da. Și m-a întrebat dacă îmi place atletismul, imediat după cursă. M-am uitat așa la el și zic, dar ce înseamnă atletism? Abar n-aveam, vă dați seama, în clasa 7-a, știam, da, imaginam că atletismul înseamnă foarte mult alergare. Și am zis, dacă îți face plăcere, uite, mâine te aștept după amiază de la 16 în stadionul din parc, noi suntem acolo și te așteptăm cu mare drag. Cert este că am ajuns acasă cu diploma. Primul care a venit de la serviciu a fost tata. I-am spus că uite, am participat la competiție, că am câștigat și dacă este de acord să mă lase să merg de a doua zi la sport.
S-a uitat așa 5 minute pe diplomă și a zis tata, da, dragul tate, du-te, cum să nu. Mama, când a venit puțin mai târziu și a aflat că mi s-a dat acordul să merg la sport, a fost puțin mai așa, cum singura noastră fată să meargă să facă sport, cum și așa este obosită de la școală și toate astea. Cert este că, na, mai târziu chiar a fost extrem de fericită și mândră. Prima medalie internațională la senior a fost bronzul de la Helsinki, la campionatele europene. Ceea ce a însemnat debutul unei cariere extraordinare, pentru că era prima competiție de seniori, așa cum aminteam. Când v-ați dat seama că aveți inclinație cu adevărat spre atletism, că sunteți destinată atletismului de performanță? Așa cum povesteam, în 1988, atunci când am pus pentru prima oară piciorul pe stadion, a fost așa o competiție între mine și celelalte colege din grupă. Ei, la 3 luni de zile am devenit vicecampioană națională pe distanță de 600 de metri la Timișoara. Din acel moment începeam să câștig din ce în ce mai multe medalii la nivel zonal, național. Iar în 1990-91 eram în cantonamentul de la Băile Felix cu Clubul Sportiv Școlar Bistrița, am ieșit la antrenament în pădurea din Băile Felix, acolo unde s-a antrenat lotul național. Era secretarul general al federației de la acel moment, împreună cu marele atlet al nostru de la înălțime, Sorin Matei, pe care l-a antrenat. S-a uitat la mine, m-a oprit din antrenament, m-a întrebat cum mă cheamă, unde mi este antrenorul. I-am făcut semn că este în spatele meu la vreo 200 de metri. Ce oră este? Ora 10. De la ora 12 vei fi la lotul național. Pentru mine a fost un șoc. Copil la care a venit în cantonament cu Clubul Sportiv, într-o grupă de fetițe care ne doream să facem sport, nu sport de performanță. Și vă dați seama cum mi s-a schimbat destinul așa în câteva minute, văzându-mă și secretarul general al Federației Române de Atletism. Ei, din acel moment a început aventura mea, pot să spun cu adevărat, în sportul de mare performanță, la Băile Felix, începând cu ora 12 din ziua respectivă. Mi-am făcut repede bagajul și am plecat împreună cu antrenorul, cu Jolt, la lotul național, pentru că ne-a selecționat pe amândoi. Fiind foarte mică, nu puteam să plec la lotul național și să mă antrenez cu altcineva. Clar, nici nu aș fi acceptat așa ceva. Ei, ca imediat la câteva luni să câștig prima medalie la campionatele balcanice, de la campionatele balcanice de la Salonic, să câștig cea mai importantă... În 91, să câștig cea mai importantă medalie din anul respectiv la campionatele europene de juniori. A fost un moment extraordinar, nimeni nu s-a așteptat, credeți-mă, dar nici eu, nici antrenor, dar nimeni din staful României nu s-a așteptat ca eu să devin campioana Europei. Am trecut linia de sosire după o cursă de extrem de frumoasă, pentru că s-a dat startul cursei de 3000 de metri. Eram la start cu alte atlete din Europa. Cert este că și-a alocat rolul de lider și de a conduce cursa o atletă din Norvegia și a impus un tempo extrem de ridicat. Cert este că în prima parte a cursei n-am ținut ritmul cu ea. Dar ultimul 400 de metri, am văzut-o că mai sunt vreo 20 de metri în fața mea și am început să sprintez. Cert este că am ajuns-o și am și câștigat. Da, și atunci Dumnezeu să-l ierte, Cristian Țopescu, care era în delegația României de la Salonic, după cursă a venit și m-a pus așa în brațele lui și m-a mângâiat și a zis că este foarte, foarte fericit de succesul meu și mi-a urat mult succes, dar în același timp mi-a zis să am foarte mare grijă de mine. Și o altă întâlnire memorabilă ați avut și cu Ulia Manoliu. Asta a fost puțin mai târziu, în 92, înainte de europene, este adevărat, când am fost selecționată pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Bruxelles, unde de asemenea am câștigat pe distanță de 1500 de metri. Și ce v-a spus? Și după cursă, tot așa, a venit la mine și eram în tribună și mi-a zis că este foarte fericită să asiste la nașterea unei mari campioane.
și a dorit foarte tare, cu toate că aveam 16 ani, să mă includă în lotul olimpic pentru Jocurile Olimpice de la, Barcelona. Antrenorul meu, Jolt, la momentul respectiv, i-a rugat respectuos să mă lase și să nu sar etape, că sunt prea tânără să iau contact cu o ediție de Jocuri Olimpice la o vârstă de 16 ani și să mă lase să concurez la nivelul meu de vârstă. Și așa am ajuns la campionatele mondiale din 92 de la Seul, unde de asemenea a fost o cursă fantastică și m-am clasat pe locul 2. Și cu recordul național, care este și astăzi în vigoare la 3000 de metri în România. Ca după aceea, în 95, am câștigat primul titlu de campioană mondială în sală. Tot așa a fost o surpriză foarte mare, pentru că aveam o vârstă foarte mică, 19 ani. Până acum, recent, am fost declarată cea mai tânără campioană mondială de sală. Și tot așa a fost o experiență pentru mine foarte, foarte frumoasă și minunată și, de asemenea, cine s-ar fi așteptat ca la 19 ani, când am luat abia contact cu categoria de senior, să și câștig campionatul mondial. Deci am sărit foarte mult, pentru că talentul meu a fost atât de vizibil, încât am sărit peste anumite etape. Anumite etape, da. Și pentru că există un revers în toate, ca orice sportiv de performanță, cred că ați renunțat la timp liber, uneori la momentele petrecute alături de familie, la prieteni, la vacanțe, și v-ați găsit un aliat în lectură. Vă place să citiți. Și obișnuiați să citiți cu precădere seara, înainte de somn. Citeam foarte mult și nu numai înainte de somn. Eu citeam tot timpul. Mergeam la antrenament, veneam de la antrenament, cât mai așteptam să merg la masă, iară citeam, mă odihneam, iară citeam, pentru că fuga în carte mi-a distras atenția de la efort. Și nu aveam timp să mă gândesc foarte mult că vine antrenamentul, că este greu, pentru că trăirile mele n-au fost în concurs. Eu n-am trăit în concurs emoții. Eu acolo mergeam ca și cum era ceva... Firesc. Trăiam foarte mult și intens antrenamentele. Erau nopți, de exemplu, dacă știam intensitățile de antrenament de a doua zi, nu puteam să dorm noaptea. Aveam emoții. Dacă nu dormeam până la 11, zic, vai de mine, n-am mai dormit până la 11, vai, 12, ce fac mâine la antrenament? Oare o să reușesc să îndeplinesc, nu știu, obiectivele de antrenament? Vreau să vă rog să ne amintim și de momentul Sydney, anul 2000, ziua 25 septembrie, atunci când ați devenit campioană olimpică și ați stabilit record olimpic. Cursa alături de Sonia O'Sullivan este considerată una dintre cele mai frumoase din istoria Jocurilor Olimpice, desfășurată, dacă nu greșesc, în prezența celor 120.000 de spectatori. Și asta datorită impactului finish-ului spectaculos. Forțează și Sonia O'Sullivan, final de cursă, senzațional, Gabriela Szabo, atacul final, luptă pentru titlul olimpic cu Sonia O'Sullivan, cele două au avut cel mai bun timp în calificări, stadionul este în picioare, Sonia O'Sullivan și Gabriela Szabo, Gabi este în frunte, în mod normal nu poate pierde titlul olimpic, haide Gabi, Gabriela Szabo! Este, doamnelor și domnilor, campioană olimpică la 5.000 de metri! A 10-a medalie olimpică de aur din istoria atletismului vine în România, adusă de Gabriela Szabo. O cursă tactică senzațională pentru atleta română. Ce a stat la baza acelei inteligențe tactice extraordinare? Eram considerat o atletă cu o inteligență tactică ieșită din comun. Este adevărat că am avut experiența 96 cu Atlanta, unde de asemenea am avut o vârstă foarte mică, da? Aveam 20 de ani. Iar Sydney n-a venit decât să completeze experiența pe care am acumulat-o la Atlanta. Am știut să-mi fac acomodarea diferit, am știut să plec mai repede în Australia, am știut ce trebuie să fac, în așa fel încât să rămân calmă și concentrată pentru ceea ce trebuie să fac la Sydney. Cert este că am ajuns cu câțiva oameni alături de mine la Sydney, de acolo am luat un alt avion și am plecat la Brisbane. Un loc de pregătire pentru toți sportivii care ne-am dorit să facem această acomodare și alături de mine a fost lotul Germaniei, aproape tot lotul Germaniei,
După care a venit și Sonia O'Sullivan la Brisbane. I-am și întâlnit de asemenea acolo la antrenament, iar eu aveam o chestie pe care aveam și în România de altfel. Atunci când îmi vedeam adversara în față, mi se punea așa un blanc. Nu puteam să-mi văd adversara în fața mea și atunci ridicam tempoul de alergare în așa fel încât să ajung eu în fața adversarului meu. Asta am făcut-o și la Sydney în timpul antrenamentului și imediat după ce am făcut acest gest, să zicem, a doua zi dimineața, în presa din Irlanda, a apărut articole cum că Gabi Szabo a declanșat atacul psihologic asupra Soniei. A venit managerul meu și mi-a spus despre acest incident și m-a întrebat dacă este adevărat și zic, dar este adevărat, dar eu eram în antrenament, adică n-am făcut altceva decât să mă antrenez și este adevărat că am văzut-o, este adevărat că am ridicat tempoul, este adevărat că am trecut în fața ei. Dar pentru mine ca și mesaj la momentul respectiv a fost unul pozitiv, înseamnă că Sonia O'Sullivan este puțin emotivă, înseamnă că este destul de tensionată. Asta înseamnă că este focusată spre mine. Și atunci am rămas într-un calm extraordinar. Au fost calificările 5.000 de metri. Ea a fost înaintea mea în calificări, în seria dinaintea mea. Într-adevăr, a alergat o cursă frumoasă. După care a venit cursa mea, am alergat-o puțin mai repede decât ea, cu toate că pe probele de semifond și fond, noi nu ne, adică în perioada noastră noi nu ne doream să alergăm foarte repede, tocmai ca să ne păstrăm fiziologic pentru finale. Doar ne doream să intrăm în calificări, că câștigam seria, că nu câștigam seria, dar trebuia să fim acolo în criteriile de calificare. Cert este că am avut cea mai bună performanță de calificări și toată lumea din România cam cea mai bună performanță, categoric este și medalia. În atletism nu este chiar așa, știți? Poți să ai cea mai bună performanță, adică să ai cel mai bun timp și să nu te refaci până la ora finale. Dimineața finalei m-am trezit, am ieșit afară să fac înviorarea, am găsit o monedă de 10 cenți, m-am întors înapoi. Are o istorie moneda aceea de 10 cenți. Da. M-am întors în cameră, am început să citesc, a venit ora prânzului, am mâncat, m-am dus și am dormit, dar am dormit, știți cum? Pentru că eram foarte calmă. M-am trezit, mi-am făcut bagajul de competiție, am plecat la stadion, foarte calmă de asemenea. M-am dus în colțul ușorul meu așa, mă uitam stânga-dreapta la adversarele mele, le-am simțit că sunt foarte tensionate. În sensul că ea se plimba foarte des, mergea foarte des la toaletă, își strângeau palmele, adică se simte lucrurile astea și mai ales că noi astea le vedem. M-am dus la start list-ul și am văzut că sunt pe poziția 10, am început încălzirea de competiție și întotdeauna eu am fost recunoscută cu atitudine de, la încălzire, adică când ieșeam, ieșeam la încălzire, adică aveam atitudine de lider, adică... Și tempou și tot era în așa fel încât atragea atenția. Și vedeam la antrenorii atletelor cu care eu concuram că deja au venit să se uite. Că spune multe, paloarea feței, fața, respirația, mișcarea, adică antrenorii cu experiență văd niște lucruri. Am intrat în camera de apel, în prima cameră, în a doua cameră, în a treia cameră, după care ne-am dus pe stadionul de competiție. Și când am intrat în stadion de competiție și am văzut record de spectatori în seara respectivă, am aflat după, zic, wow, câștig în seara asta. Vi s-a atras totuși atenția la Sonia. Mi s-a atras atenția la Sonia chiar înainte de finală. A venit impresarul meu, Ios, și mi-a zis, te rog tare mult să fii foarte atentă la Sonia O'Sullivan. Și mi-am și pus întrebarea de ce să fiu atentă la Sonia, pentru că Sonia a avut o perioadă de câțiva ani când nu excela. Adică venea în competiții, dar nu era Sonia O'Sullivan. Și chiar asta a fost și răspunsul meu și întrebarea mea la Ios. Zic, Ios, dar Sonia n-a fost în formă ultimii 5 ani de zile. Gabi a avut câteva curse foarte bune în Australia și te rog eu frumos să fii atentă la ea. S-a dat startul și niciodată nu întorceam capul stânga-dreapta, decât așa cu coada ochiului mă uitam să vedem cine este, dar având inteligența asta de cursă, am știut să mă poziționez în așa fel încât să controlez eu cursa stânga-dreapta, dinainte, dinapoi și să privesc cursa de pe televizor. Și atunci am văzut-o pe Sonia O'Sullivan chiar în spatele plutonului și am zis foarte ok, lasă că este bine acolo, că pentru că
să te poziționezi ultima când tu dorești să câștigi medalia, să vii 20 de metri din spate spre înainte, este sprint, adică risipă de energie. Adică în loc să păstrezi energia pe ultima parte a cursei, tu stai ultima ca deja să... Și n-am înțeles de ce a stat ultima. Cert este că la mijlocul cursei deja vedeam că vine spre înainte și s-a poziționat în mijlocul plutonului. Și zic, o, asta nu este de bine. Zic, trebuie să fiu atentă spre finalul cursei. Cert este că ultima 1000 de metri am avut această inteligență imediat care, mă rog, de-a ieșit de pregătirea asta. Ultimul kilometru să-l întăresc 100%. Și sprintul final să nu mai fie cel de 200, să fie mai repede de 200 de metri. Ceea ce am surprins-o și pe Sonia, dar am surprins pe foarte multă lume. Și cred că asta a fost secretul meu că am câștigat, pentru că nu am stat în capcana ultimilor 200 de metri. Și am câștigat medalia olimpică la 5000 de metri, o medalie pe care mi-am dorit-o foarte tare. Mai ales că venea după o perioadă extrem de minunată de performanțe. Gândiți-vă, 99 a fost anul în care am câștigat 3 medalii de aur. Cel mai bun an, 99. Da, să zicem da, pentru că totuși au fost 3 medalii câștigate la campionatele europene, 2 în sală, una în aer liber, plus de asta am câștigat Diamond League, am dobărât recorduri mondiale. Adică anul 2000 trebuia să fie încununarea și degeaba câștigi europene, mondiale sau alte competiții importante dacă nu ai medalia olimpică de aur. E cireașa de pe tort, pentru că noi așa am crescut de mici. De când am ajuns la național, ni s-a spus că cea mai importantă medalie care există pe acest pământ nu este nici la mondiale, nu este nici la europene, este la Jocurile Olimpice. Am satisfacția că pentru România a cântat imnul atunci când eu am alergat 11 ani. Sunt printre puținii atleți din lume care am avut o asemenea statornicie pe performanțe, da. Deci de la vârstă foarte mică, de la 15 ani până la 28 de ani, am câștigat tot ce se poate câștiga. În ziua concursului ați găsit această monedă de 10 cenți. Ulterior, la stadion, ați aflat că veți concura pe culoarul 10 cu numărul 10. Iar după concurs, că sunteți a 10-a atletă din delegația României și a 10-a atletă din România care câștigă aurul. Corect. A fost viața dumneavoastră vegheată de o stea norocoasă, credeți? Cred foarte mult în muncă și cred foarte mult în oamenii din jurul tău, care, cel puțin din oamenii din jurul meu, care n-au făcut altceva decât să sculpteze frumos în talentul meu și să-l facă să strălucească. Dar categorică, pe lângă foarte multă muncă și foarte mult talent, este nevoie și de puțin noroc. Și da, cred că a fost acolo deasupra capului meu o stea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și m-a vegheat în toată această perioadă cât am făcut sport de mare performanță. Iar atunci când a trebuit să mă retrag din activitatea sportivă, la fel a fost așa o decizie pe care am luat-o în urma unei competiții. Corpul sau mintea? Știți, a fost o bătălie între minte și corp foarte mare. Mintea îmi spunea ceva, corpul spunea altceva. Și atunci când am zis, degeaba corpul spune că poate, când mintea spune că nu mai poate. Și atunci am renunțat. Și am zis că mai bine să rămân cu acea imagine frumoasă de atletă de pe locul 1 decât să mă roage cineva să mă las de sport. Ați fost foarte multă vreme considerată atleta fără chip. Da. De ce? Pentru că eram foarte serioasă. Eram o atletă foarte, foarte serioasă. Pe chip, foarte rar mi se citea trăirile pe față. Nici antrenorul meu de multe ori nu știa când mă doare ceva, că sufăr, că mi-e greu, că mi-este mai puțin greu. Singura care își dădea seama că sunt spre așa doctorița, doamna doctor Conea, pentru că în timpul antrenamentelor noi eram și monitorizați din punct de vedere al tensiunii, al pulsului și, mă rog, ni se lua și acidul lactic în timpul antrenamentului. Și atunci vedea pe datele fiziologice sau biochimice că este puțină oboseală sau ceva. În rest, nimeni nu putea să-și dea seama că sunt obosită. Adică aveam o alergare atât de ușoară, lină, zburam, încât cât de greu mi era, doar eu știam că mi-este greu. Alții din jurul meu foarte greu își dădeau seama. Ce asocieri tactice, poate de dozarea efortului, pot schimba finalul unei curse? Totul se întâmplă în antrenament.
Cum poți tu să te duci într-o competiție când nu ai simțit intensitățile de antrenament? Eu văd acum ce se întâmplă la nivelul României. Vrei să te duci să te bați cu lei din lume, cum îmi place mie să spun, cu cei mai buni sportivi ai lumii, dar tu la antrenament, nu știu, te distrezi. Nu există așa ceva. Ori te antrenezi la nivelul sportului de mare performanță și la cerințele sportului de mare performanță, că aici vorbim de sport de performanță și de excelență, nu vorbim de sportul de plăcere, unde mă duc să-mi facă plăcere să fac ceva. Nu, noi aici vorbim de un domeniu de excelență sportiv. Și atunci când tu ai acceptat să vii în acest domeniu de excelență sportiv și pregătirea ta și mentalitatea ta și toți cei care sunt în jurul tău trebuie să aibă această mentalitate de învingător. Nu contează, adică mă calific, dar nu contează ce fac acolo. În mentalitatea noastră nu mai există așa ceva. Pentru mine, doar să particip la un eveniment important sportiv n-a fost suficient. Dar astăzi ne mulțumim cu puținul. De ce? Pentru că modelele alea de antrenament care au existat în trecut, de atitudine, de antrenament, să vezi ce face adversarul tău, cum se antrenează adversarul tău, de ce este el cel mai bun, ce face diferența? Munca, doar munca. Vă ascultam acum ceva vreme când îi îndemnați într-un interviu pe cei care fac sport de performanță să fructifice tot ceea ce au la îndemână, pentru că de îndată ce se vor lăsa, vor fi foarte repede uitați. Da, așa este. Așa este. Orice sportiv care este în activitate să se bucure de perioada respectivă. Eu n-am știut să mă bucur de rezultate în perioada cât... Eram uriașă ca și sportiv. Eu astăzi, după 20 de ani, spun că am fost uriașă, văzând ce se întâmplă și pe plan mondial și văzând cât tindem să fim la fel, adică ca și națiune, ca și sportiv, tindem din nou să fim campion mondial. Gândiți-vă, eu am 11 titluri de campioană mondială în palmares. N-am știut să mă bucur de aceste rezultate pentru că veneam în cantonament și deja trebuia să fiu focusată pentru obiectivele de anul următor. Și dacă am devenit campioană europeană mondială anul ăsta, zic, auleu, înseamnă că anul viitor trebuie să fiu din nou pe prima treaptă a podiumului. Ce se întâmplă dacă sunt pe locul 2? Nu pot să concep așa ceva. Și intervenea munca. Și abia după ce m-am lăsat de sport și a trebuit să treacă ceva perioadă de timp și să conștientizez de valoarea medalilor. Și cu atâtea titluri și recorduri, care este cursa pe care este musai să o bifați în această viață? Nu mai vreau să bifez nimic. Vreau să mă bucur de zilele astea minunate pe care le avem de trăit pe acest pământ. Să mă bucur de familie, să mă bucur de prieteni. Vreau să trăiesc prezentul. În trecut mă uit foarte puțin. Asta este povestea. Sau un capitol frumos din viața mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest timp petrecut împreună și vă doresc succes și inspirație. Mulțumesc. În tot ceea ce vă propuneți de acum înainte. Mulțumesc tare mult, chiar am fost onorată. Mulțumesc!